peisaj foarte bun pentru poze. Da, chiar mirific, pot să spun. Cum ți se pare zona? Zona acceptabilă, pot să spun, dar nu... Bine, peisajul, da, chiar e wow, pot să spun. Dar oamenii sunt primitori, acceptabili. E frumos, dar nu prea. Pot să spun. Am venit aici așa că vroiam să aflăm aici așa, ce să petrece aici așa, că e prima dată care am venit aici așa. Da, aici, da, chiar pot să spun că pentru prima oară. Dar, sincer, sunt impresionată de peisaj și, bine, mai multe lucruri. Totuși, e frumos. Pot să spun. Și trebuie să le revigorez. Le revigorez, dar sunt berea caldă, sunt sucul cald, toate sunt calde. Da, chiar foarte perfect, pot să spun. Salutare, pământeni! Începem o nouă porție pentru că așa e normal, trebuie să mai și râdem puțin, că nu putem să fim triști non-stop. Pot să vă spun că... Pot să spun. Ba eu pot să vă spun. Pot să spun. Bine, bine, hai, fie ca tine. Am reușit să ajung sâmbătă la Muzeul Antipa și mi-au plăcut toate, inclusiv... Dizonaure! Și mai ales... Crocodile! Tot te-a plăcut! După atâtea dizonauri am avut ocazia să mă întâlnesc și cu omul invizibil. Și da, să știți că și mie mi se întâmplă câteodată să văd culori. Sunt așa în jurul meu aici, nu le vedeți, că sunt în aer. Eu sunt chiar omul invizibil. Deci, și eu, ca persoană, mamă, o să vă dovedesc de pe telefon, o să vă arăt de pe telefon. M-am filmat într-un clip, eu căutam culorile, pentru că sunt folosiți la BNR, la florile alea de pe bagnote. Și multe, multe. Da. Eu sunt omul de la care s-au luat, dar nu știu dacă dumneavoastră ați observat vreodată, dacă v-ați uitat... la hârtia de 200 de lei. Sunt trei flori macroșu de câmp și dacă vă uitați, ele sunt cărămizii. Deci s-au copiat de la mine și n-au luat, nu m-au chemat pe mine. Deci originalele sunt la mine, sunt în aer, nu se vede. Deci nu se vede nimic cu ochiul liber. Sau posibil să apară câte o hologramă, fotografie biologică și setează mine. Deci filmez dublu, filmez cu privirea. Filmez dublu la noi în România pe timp de zi și în America pe timp de noapte. Nu știu dacă ați văzut bancnota de 200 de ieni. Acolo e munca mea. Da, nu m-au chemat când... Dar e munca mea și am originalele, sunt în aer, nu le vedeți. Totuși, după toate astea, cu greu mi-am revenit pentru că m-am trezit cu... câine mușcat de piciorul drept și am fost nevoit să fac un tratament destul de consistitor. Pentru că... S-a declanșat o extorsiune al unui degajament al... unei construcții de într-o apă. Stai că n-am înțeles ce se întâmplă mai exact. Poți să repezi, te rog? Nu, domn, n-am nici eu iadă, păi băi, iadă, bătă, dar mă, eu apă cu una iadă, una iadă, mi-adă două, ce bătai două, una din ala, una cu eta și iadă, bătai două mini. Eu dă-i pe ce mi-e, eu zic, păi, ce mini, eu am eu ce dă-i, dar eu n-am ce dă-i eu. Deci nu i-ați dat deloc. Nu, nici de cum, Mi-ti mă te fac nici, mă te fac eu, ia eu. Eu am matul, tot eu mi-am matul, eu nu mă te fac nici, ia eu. Deci prima minune care a făcut-o ieri este că gaica de spatele părintelui, unde trebuia să o agăț, eu nu puteam să o prind, că are floarea mai mare cuiu. În momentul respectiv în care eu probam să văd dacă intră părintele ca într-un magnet, efectiv mi-a luat-o și mi-a de rău pe gaură. La final de emisiune vreau să vă fac cunoștință cu majestatea sa... Șeful, vrei un televizor? Nu vreau, domne, lasă-mă pace. Domne, ieftin, are card, are MP3. Lasă, domne, că n-am bani de dat pe televizoare acum. Vezi de treaba ta, lasă-mă pace. Da, la final să revenim, pentru că nu mai scap de bișnițare ăștia de prin piață. Vreau să vă fac cunoștință cu majestatea sa, prințul. Se filmează? Da, domne, se filmează, care e problema? Ce se filmează? Un nou serial. Când, acum? Avatar, da. De alea cu berbelițe, cu... Da, să revenim, că nu reușesc să vi-l prezint pe prietenul meu, majestatea sa, prințul Shaolin. Tu de unde vii? Ce naționalitate ai? Ce naționalitate? Eu sunt născut român, arab, indian, piscopac, român. Majestate ninja. Ăla era ninja majestate. Apoi eram american în majestate ninja. Eu nu pot să not la apă. Asta e cea mai om greutate. Care nu pot să not, adică ar vrea să învăț la not, dar mă scufund foarte repede la not. Deci cu notul e foarte greu de mine, pentru că sunt cel mai puternic om din lume. El ne spune că Dumnezeu i-a dat două palme
Dar a început să audă Moș Crăciun și prietenii săi. Într-o zonă muntoasă, împodobită cu păduri de brazi. Vreau să mulțumesc pentru melodia de final utilizatorului de YouTube MGotier86. Vă recomand să-i vizitați canalul pentru că face niște lucruri foarte faine. Băi, iar ai venit? Stai așa, da. Asta așa. Și că mai am. Le dau la ofertă pe toate. Dom'le, dar nu scap de tine, nu mă lași deloc în pace. Fac și eu un ban, mare copii de fapt. Vă întrebam în materialul trecut ce obiceiuri ciudate cunoașteți de la anunț și am aflat de la voi câteva. Ce sunt? Mă scuze. Nu știu că filmul stai. Vă întrebam în materialul trecut ce obiceiuri ciudate cunoașteți de pe la anunț și am aflat câteva de la voi. Hai să le citim. Am aflat că în diferite zone ale țării la anunț există dansul găinii. Dansează găina sau dansează cineva cu găina? Nu știu, am auzit de el. Am avut ocazia să-l și întâlnesc. A fost o glumă că nu știam despre ce e vorba. Am avut ocazia să-l și întâlnesc la o nuntă. Nu știu de unde vine și ce simbolizează. Mai avem în continuare mireasa care trebuie să calce mirele pe picior în biserică pentru a avea un cuvânt de spus în căsnicii. Acum încerc să-mi imaginez dacă mireasa are bucanci în picioare, săracu mire. Îl cumpătimesc. Nici nu vreau să mă gândesc ce poate să spătească. Și mai avem un obicei care am văzut că se poartă din ce în ce mai des și care poartă numele de jartieră. Și din ce am aflat, obiceiul acesta vine din secolele trecute din Franța, iar la noi este un obicei practicat mai mult pentru distracție. N-are nicio legătură cu tradițiile populare. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi. Ne vedem data. Da, iubire. Și eu te iubesc fără. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, ne vedem data viitoare într-un cu totul alt material care sper să fie mai bun decât ăsta. Nu uitați să dați un... Dacă dă 3 scânduri, la tine nu trebuie 4. Ieși. Vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, nu uitați să dați un share și un like acestui material. Și la final vreau să-i mulțumesc colegului meu enigmatic. Oricum știam că are ceva probleme la mansardă. Azi m-am convins. Ai probleme la etaj tu, nu? Două etaje. Două etaje. Și la amândouă ai probleme? De la etajul 2 se inundă la 1, nu? Să aveți o zi faină. Vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați urmărit. Pa! O să vă întreb dacă dumneavoastră știți pe ce planetă suntem noi. Nu. Nu se poate. Nu sunt daci. Ah, mulțumesc. Unde fac să le fac? E o pâță de păiașă. Bate-mi sarul, bate-mi sarul. Aia chemat de cele bani. 10 elefanți, nu sarul. E o pâță de păiașă. Bate-mi sarul, bate-mi sarul. Aia chemat de cele bani. Thank you.